Într-un proiect de lege asumat inițial prin semnătură de toți liderii grupurilor politice din Parlament, aleșii au strecurat un paragraf pe care suspectează Agenția Națională de Integritate ar vrea să-l folosească pentru a supune la vot pierderea mandatului în caz de incompatibilitate sau de conflict de interese. Dacă inițial au apărut ca semnatari, pedeliștii Mircea Toader și Cristian Rădulescu s-au retras de pe listă. Ceea ce am făcut noi la nivelul liderilor de grup, am avut o discuție privind un cod de conduită al parlamentarilor, cod de conduită care este o obligație pe care trebuie să o aibă parlamentarii privind comportamentul general în Parlament. Am aici ce am convenit noi, o comportare civilizată, o modalitate de a fi prezenți, ținută, cum trebuie să se comporte față de cetățeni, responsabilitatea față de cetățenii din colegiu, care de regulă sunt o formă mai restrânsă a ceea ce este prevăzut în statutul parlamentarilor. Statutul prevede analizarea într-o comisie parlamentară a situației și luarea unei decizii în plen. Textul a intrat oficial în circuitul parlamentar pe 2 decembrie, când a trecut prin biroul permanent al Camerei Deputaților.